După 25 de ani de la căderea regimului comunist, fantomele securității bântuie încă prin România. Foști ofițeri acoperiți sau colaboratori ai serviciilor secrete continuă să ocupe funcții cheie în stat. Cine sunt ei și ce se ascunde în biografia lor? Cum au reușit să scape de conspirări oficiale? Unde le sunt dosarele și la ce comenzi răspund? Jurnalistul Sabin Orcan lansează marea provocare, lista fantomelor securității, în fiecare seară de la ora 19 pe P1 TV.